Salutare, dragi rapidiști! Bine v-am găsit la o nouă întâlnire cu juniorii Rapidului. Astăzi vom avea parte de un meci, să zicem, istoric. Este pentru prima dată când una dintre grupele de vârstă ale Academiei Rapidului joacă în semifinalele Ligii Elitelor. Formația Under 16 luptă pentru un loc în final acestei competiții, Cupa Elitelor Under 16. O atmosferă de meci mare aici la baza Constructorul. Deja sunt foarte mulți suporteri rapidiști veniți să îi susțină pe puștii lui Florica Drăghici. Este manșa retura acestei semifinale. În tur, cele două echipe au terminat la egalitate, 2-2. Am fost foarte aproape de a obține victoria, am condus cu 2-0. A fost un autogol al lui Tatu și un gol al lui Grancea, însă echipa gazdă, echipa din Sibiu, a egalat după pauză prin două goluri marcate de Lenghel. Chiar ne simțim ca la un meci mare. Iată, vedeți în spatele porții sibiene, suporterii noștri flutură steaguri și au dat drumul la torțe. O atmosferă frumoasă așa, dar ne așteptă un meci foarte important pentru juniorii Under 16. Vom lupta pentru accederea în finală. O finală în care vom întâlni câștigătoarea duelului dintre Farul Constanța și FCSB. În tur, în primul meci, Farul a învins cu 2-0 la Ovidiu. Returul se va disputa la finalul acestei luni. Până atunci, haide să vedem și cele două formații. Începem cu oaspeții. Echipa sibiană în poartă cu David Cosma, numărul 2 Marc Brânzoiu, numărul 3 Bogdan Pop, numărul 6 David Mogoe, numărul 7 Darius Costea, capitanul echipei, numărul 8 Robert Tatu, numărul 10 Edmond Lenghel, marcatorul celor două goluri din tur, numărul 11 Robert Bârghiș, numărul 14 Benjamin Kilhorn, numărul 28 Dragoș Vaida și numărul 71 Eduard Săpun. Pe banca de rezerve la sibieni sunt portarul David Cândea și jucătorii de câmp Jonathan Morhan, Tudor Deac, Tudor Scorobeț, Robert Frățile și Darius Damian. Antrenorul formației sibiene este Mihai Ianc. Florica Drăghici, antrenorul echipei noastre, l-a trimis în poartă pe Darius Văduva. Patru jucători pe linia de fund, Carlos Bolohan, Alexandru Șușu, Robert Lupașcu, capitanul echipei, și Radu Maria. Doi mijlocași centrali, Patrick Popa și Dimitar Dogromadziev. Vedem acest atac pe partea dreaptă, Albu driblează foarte bine un adversar, șutează! Apără portarul, continuă faza cu finalizarea lui Dogromadziev. Început bun al băieților noștri. Rămăsesem la jucătorii din trioul din avamposturi. Așadar, Mario Albu, Patrick Mudu și Antonio Gagiu îl ajută pe Cristian Grancea, vârful din această partidă. Pe banca de rezervă sunt portarul Darius Grigore și jucătorii de câmp Andrei Căprău, Tiberiu Cazacu, Ovidiu Lupu, Nicolas Pena, Bogdan Bozian, Andrei Sora, Luca Oprea și Andrei Antonescu. Așadar, antrenorul nostru Florica Drăghici și antrenor coordonator este Cătălin Bârleanu, preparator fizic Andrei Udrea și antrenor de portari Alexandru Spânu. Băieții noștri sunt îmbrăcați în alb astăzi, deoarece oaspeții aveau doar echipamentul vișniu și a trebuit să ne îmbrăcăm în alb. Un echipament frumos și pentru sibieni, trebuie să recunoaștem, o culoare care, bineînțeles, ne place foarte mult, însă astăzi vom ține cu albii, sperăm la o calificare, vă spuneam, istorică, în prima finală de elită a unei competiții. Am aflat și adversarul din semifinale al formației Under 17, și ea, echipa lui Tavi Chihaia, calificată și ea în semifinale. A fost o surpriză în faza sferturilor. CSEA Steaua a învins în deplasare Farul Constanța. Așadar, pentru un loc în finala Cupei Elitelor Under 17, vom juca în deplasare cu CSEA Steaua.
săptămâna viitoare, miercurea viitoare, facem tot posibilul să vă transmitem și acea partidă. Va fi, într-adevăr, un meci foarte tare, un adevărat derby. Așadar, miercurea viitoare, CSEA Steaua Rapid, pentru loc în finala Cupei Elitelor Under 17. Până atunci ne vom concentra pe această partidă. Avem și câțiva jucători absenți. Cel mai important, putem spune că este golgheterul echipei, Lucas Drăghia. Acesta a fost eliminat în faza optimilor, în acel Rapid FCU Craiova 3-0. A primit un cartonaj roșu direct și a primit mai puțin de 3 etape de suspendare. Iar în această competiție nu este ca la campionatul seniorilor, unde poți să stai să-ți ispășești etapa de suspendare și în campionat, ci doar meciul de cupă. Așadar, el a stat în meciul din sferturi, în meciul tur din semifinale, iar acesta este ultimul meci în care va fi suspendat. Sperăm că va putea să revină în finală. Pe lângă Drăghia avem și trei jucători accidentați, Eduard Moisac, Florin Grigore și portarul Andrei Trebușni. O centrare a lui Grancea, însă mingea trece prin fața gol. De asemenea, o absență este și Darius Păun, jucător care a înscris 13 goluri în acest sezon. Însă sperăm ca băieții noștri să nu resimt aceste accidentări și aceste absențe, de fapt, și vor reuși să obțină victoria. Sunt foarte motivați băieții lui Florica Drăghici. O recuperare foarte bună a numărului 7, Carlos Bolohan, fiul fostului mare jucător rapidist Mugur Bolohan. Mugur Bolohan, campion cu Rapid în 1999, actualul vicepreședinte al CS Rapid. Degajează capitanul Lupaș cu lungă până la Grancea. Grancea, un jucător venit în această iarnă de la Galați. Un jucător care a debutat la formația Under 15, însă evoluțiile sale bune l-au propulsat către grupa superioară și astăzi este titular în această semifinală, el fiind marcatorul golului din tur. A marcat minutul 36 al partidei de la Sibiu. Vă reamintesc, cel al gol al Rapidului a fost un autogol al lui Tatu. Vedem această minge plouată, respinge foarte bine Radu Maria, cel pe care l-am văzut duminică în meciul formațiilor Under 17 dintre Rapid și Farul Constanța. A fost un 0-0 atunci. Radu Maria joacă foarte bine și la formația superioară, la Under 17. Un tânăr care se impune pe banda stângă. Mario, hai să o pasăm, să nu mai jucăm numai lungă. Vorbește și cu Timi. Nu faci cu aia, să nu mai joace. Vedem și parcursul Rapidului până în această fază. În 16-imile comenzi, spre deosebire de Under 17 și Under 18, cupa se desfășoară în sistemul vechi, în sistemul eliminatoriu. Rapid a început în 16-im cu o victorie la penaltiuri la Bacău, după 0-0 în timpul regulamentar de joc. Giuleștenii s-au impus cu 3-1. A urmat în optimie într-un meci pe care l-ați putut vedea în direct la Rapid TV. A fost un 3-0 cu FCU Craiova. Au marcat atunci Păun de două ori și Drăghia. În semifinale, în sferturi, a fost un meci foarte dificil la Suceava. Vedem și această fază. Pericol la poarta noastră, reușim să respingem. O nouă recentrare în care eu, fără probleme pentru goalkeeperul Darius Văduva. Așadar, în sferturi am învins la Suceava cu 1-0 printr-un gol marcat de Mario Albu. Iar în semifinale, cum vă spuneam, în prima manșă, 2-2 la Sibiu. De cealaltă parte, echipa sibiană a trecut 3 tururi, toate meciurile fiind disputate pe teren propriu. Așadar, acesta este primul meci în deplasare din această competiție. În 16-imi au învins cu 2-0 LPS Bihorul Oradea.
în optimi, un 6-0 categoric cu Dunărea Călăraș, iar în sferturi au realizat marea surpriză trecând de Universitatea Craiova cu 2-1. Așadar, o echipă incomodă, vom vedea acum și cât de bine se descurcă pe teren străin, însă și în campionat echipa sibiană stă foarte bine. Dacă Rapidul este abia pe locul 4 în seria a doua a play-off-ului, după Farul, FCSB și CSA Steaua, echipa Interstar Sibiu este pe locul 2 în seria a treia, după Universitatea Craiova. Sunt aproape calificați în faza următoare, deoarece între locurile 2 și 3, Interstar și FCAG sunt mai puțin de 8 puncte, sibienii având și o restanță cu Universitatea Craiova. Și Rapid are un meci mai puțin. Așadar, Rapid în campionat are 34 de puncte, cu 2 mai puțin decât CSA Steaua, care are 36, FCSB are 41 de puncte, iar Farul 49. Așadar, 7 puncte diferență între FCSB, panta locului 2 și Rapid. Însă Rapid are un meci mai puțin disputat. Meciul care ar fi trebuit să desfășoare în acest weekend între Rapid și Farul a fost amânat, deoarece constanțenii au avut foarte mulți jucători la loturile naționale. Acest meci se va disputa în cele din urmă pe 19 aprilie. Rapid vine după două meciuri în deplasare în care a scos un singur punct. A fost un 1-1 cu CSA Steaua, a marcat Gagiu, iar în ultima etapă, în ultimul meci din campionat disputat, am pierdut 1-3 la Călăraș, a fost un rezultat surprinzător. De cealaltă parte, în ultimul meci al Sibiului, aceștia au învins cu 3-1 în deplasare FCU Craiova. Dar o echipă care se descurcă bine și în deplasare, să sperăm că astăzi nu vom avea probleme și vom obține mult dorita calificare. Deocamdată meciul este destul de echilibrat, o replică bună oferită și de formația din Sibiu după primele 10 minute, aproape 11 minute scurse din acest meci. Vă reamintim că dacă scorul va fi egal și după 90 de minute, vom trece direct la lovitura de departajare. Nu mai există regula golurilor marcate în deplasare. Și la acest nivel se trece direct la penaltiuri. Vor fi două reprize de câte 40 de minute. Aruncă de la margine sibienii. Foarte bine protejează acolo Carlos Bolohan, cel care joacă tot cu numărul 7, un număr care l-a consacrat pe tatăl său. Plecăm cu construcția de la propriul portar, Darius Văduva. Văduva este cel mai folosit jucător în acest sezon. 21 de meciuri disputate până acum de portarul nostru, 17 în campionat și 4 în cupă. Este meciul cu numărul 22 pentru goalkeeperul nostru. Un portar care a trecut. Într-adevăr, mi-am amintesc că a fost o ocazie sau două în care l-am văzut și la prima echipă, la antrenamente. Are acest obicei, Mihai Nădăban, de a chema portari foarte tineri pentru a se antrena alături de Virgil Drăghia și Horațiu Moldovan. Un lucru extrem de benefic pentru acești tineri. Este o șansă uriașă și Darius a fost într-adevăr în vestiarul echipei mari. Probabil că acest lucru este foarte important pentru el și îl ajută la creștere. Avem parte de un foul, dar acum cel care a fost faultat este numărul 20, Antonio Gagiu. A fi o lovitură liberă pentru băieții noștri, execută capitanul Robert Lupașcu, cel care are 20 de meciuri jucate în acest sezon pentru echipa Under 16, s-a jucat și două partide la grupa superioară de vârstă, la Under 17.
O lovitură de colț de pe partea stângă a atacului nostru. Mișcare! Mișcare! Minge lungă în careu, pericol. Patrick Popa se luptă pentru minge. Până la urmă va fi o nouă lovitură de colț de pe partea dreaptă de această dată. Mario! Cel care va executa este jucătorul cu numărul 20, Antonio Gaggiu. Minge în careu, Albu, fața punctului de la 11 metri, apoi a șutat Lupaș cu capitanul echipei. Mingea a fost blocată însă de defensiva sibiană. Ușor, ușor începem să punem stăpânire pe joc. Reușim să fim mult mai prezenți în jumătatea adversă a sibienilor. O aruncare de la margine, mingea ajunge la Gaggiu. Greșește însă pasa jucătorul nostru. Trei goluri marcate de Gaggiu în acest sezon de campionat. În cupă nu a reușit să puncteze mijlocașul nostru. Degajează sibienii, o minge lungă, trebuie să fie atent văduva și este portalul nostru, trimite o minge lungă. Opa! Greșește mingea și pericol la poarta noastră în cele din urmă. Atent văduva, este foarte bine goalkeeperul nostru. Florica Drăghici foarte nervos în această fază, într-adevăr, trebuie să fie concentrați băieții noștri. Este un moment important pentru cariera lor. Sunt foarte tineri și o finală, bineînțeles, contează foarte mult în CV-ul lor această vârstă. Capitanul Lupașcu va executa până la Bolohan. Minge în centru. Patrick Mutu este jucătorul cu numărul 15, cel care se luptă și recuperează această minge. Gaggiu, numărul 8, bulgarul Dimitar Dogromaziev. Bună pătrunderea bulgarului, pasă în centru către Mutu. Să cele din urmă arbitrul acordă un fault în atac. Brigada de arbitri este din Bucov, centralul Mădălin Dicu din Bucov. Asistenți sunt Doru Petre Ioan din Bucov, iar celălalt asistent este din Băicoi, Nicolae Mociorniță. O minge, încearcă să scoată băieții noștri mingea, însă reușesc să blocheze atacul sibienii. Vom relua atacul din careul de 6 metri. Uite și formația Under 17, jucători de la formația Under 17 urmăresc acest meci. De asemenea, staful echipelor mai mari, Alex Ioniț, Rodin Voinea, sunt alături de Tavi Ghihaia, Vasile Maftei. Este un meci care prezintă un mare interes. Bine! Foarte atent trebuie să fie Bolohan. A făcut un stop puțin mai lung, însă în cele din urmă este faultat și reușim să oprim atacul sibian. Cei de la Interstar sunt destul de periculoși, trebuie să avem mare grijă. O minge în centru până la Grancea. Mai departe până la Mutu Bolohan.
Acum este la minge Albu. Albu șutează la colțul lung, respinge portarul în față. Rămâne mingea la noi. Grancea a avut o posibilitate acolo de a... de a șuta, însă n-a reușit să oprească mingea. Bun șutul lui Albu, jucător care joacă cu ochelari, fel de David al Rapidului. Albu, cel care a înscris golul din sferturi împotriva celor de la Suceava. Foarte bine intervine acolo numărul 21, Alex Șușu. Alex Șușu venit în această iarnă de la Farul Constanța. A evoluat deja 4 meciuri pentru Rapid Under 16, Alex Șușu a scris. O aruncare de la margine pentru Sibien, da. Numărul 71, Eduard Săpun. Cu această ocazie trebuie să-i urăm la mulți ani și capitanului nostru Cristi Săpunaru, cel care a împlinit, care împlinește astăzi 39 de ani. O zi importantă pentru capitanul nostru. De asemenea, fostul mare jucător al Rapidului Ion Puiu Ionescu împlinește o vârstă frumoasă, 85 de ani. Îi urăm pe această cale multă sănătate în continuare și viață lungă. Ion Ionescu, unul dintre cei mai importanți atacanți din istoria Rapidului. Maria, ai grijă! Păi nu mai fac preluare acolo, mă! Vezi cum primește spatele vostru, mă! Aici, Șușule, cere! Cere, bă! Acum vine, dă-te acă! Strânge bolul. Stai aici, mai răbdare, că dacă tu mingea asta, ai reacție. Mutu, Patrick Mutu, respinge până la Dogromadziev, nu reușește stopul bulgarul și atacul se desfășoară pe partea dreaptă, reușim să recuperăm, minge lungă până la Grancea, aleargă atacantul nostru, blocat însă de Brânzoiu, numărul 2, continuă alergarea Grancea și îl obligă pe portarul Cosma să respingă în aut. Mai sus, ce intră interior. Acoper zona aia. Părinții jucătorilor noștri, o mică galerie foarte frumoasă, care impulsionează atmosfera. Centrare, însă Grancea n-a reușit să puncteze acolo. L-a lovit pe atacantul nostru. Hai și mai departe. Bine! Pașcu intervine, bine, capitanul nostru, însă mingea ajunge la Sibieni, un meci de luptă până acum, fără foarte multe ocazii mari, am avut un șut al lui Lupașcu, scos cu greu de Cosma, în rest meciul este destul de echilibrat. Sibienii oferă o replică bună. Atac pe partea dreaptă, Albu încearcă să-l găsească pe Mutu, tot Albu a pus picior acolo, însă reușesc Sibienii să respingă. Ține acolo, ține acolo! Hai, Mario! Pentru cei care vor să fie alături de juniorii noștri în acest weekend, echipele Under 16, 17 și 18 vor juca în deplasare. Echipa Under 16, după acest meci, se va deplasa la Progresul Spartac, sâmbătă de la ora 10. În timp ce formațiile Under 17 și 18 vor juca în Liga Elitelor, duminică, echipa Under 18, echipa tineret, va juca la ora 12 cu Sport Team, iar la ora 14, formația lui Tavichihaia va juca tot împotriva celor de la Sport Team.
La tineret avem șanse mari pentru decalificare, stăm la două puncte de primele clasate, Farul și FCSB. Așadar, dacă aveți drum, puteți să mergeți să vedeți juniorii noștri la treabă. Echipa mare a Rapidului va juca abia luni seara, în etapa a treia play-off-ului, la Sfântul Gheorghe, de la 8:30, Sepsi Rapid. După două remize în primele două meciuri, cu primele clasate, Farul Constanța și CFR Cluj, băieții lui Adimutu caută prima victorie din play-off. Să sperăm că o vor reuși la Sfântul Gheorghe, apoi în etapa a patra ne vom deplasa la Craiova pentru meci cu Universitatea, iar etapa a cincea vom primi vizita celor de la FCSB. Vor fi niște meciuri foarte interesante în acest play-off. Am ajuns unde ne-am dorit, am ajuns în frunte, am ajuns să jucăm cu cei mari și la prima echipă, dar și la juniori. Iată unde se întâmplă lucruri foarte frumoase, o academie care începe să producă rezultate. Atac pe partea dreaptă a Sibienilor. Centrare periculoasă. Foarte aproape de a relua în plasă Edmond Lengel. Decarul echipei din Sibiu a înscris de două ori în meciul tur. Trebuie să fim atenți la acest jucător. Respiră, Grația! Băi, Bulgare, mișcați-vă la centru! Hai, Maria! Mai sus, șușule! Dogromadziev pasă pentru Bolohan, bun driblingul șeptarului nostru, mingea în centru, Patrick Popa, faultat. Cere scuze Benjamin Kilhorn, jucătorul cu numărul 14. Mutăm atacul pe partea stângă, Radu Maria. Tot Radu Maria încearcă să prindă această minge, însă nu mai reușește să ajungă la pasa lui Antonio Gagiu. Apropiem de finalul primei jumătăți de oră. Scorul este în continuare 0-0. 2-2 la general după meciul tur. Echilibru se menține. Însă atmosfera este foarte frumoasă. Nu este foarte frig, însă norii sunt destul de amenințători. S-ar putea să plouă. Sperăm că nu va veni ploaia și vom reuși să vedem acest meci în condiții foarte bune. Vă reamintesc, o repriză are 40 de minute, așadar încă 13 minute până la finalul primei reprize. Atacul Sibienilor se desfășoară partea stângă, centrare în careu, reușim să respingem. Recentrează Bârghiș. Respinge capitanul Lupașcu, Grancea încearcă să recupereze acest balon, este singur între doi fundași sibieni. Cele din urmă reușim să câștigăm această minge. Săptămâna viitoare, vinerea viitoare, vă invităm la o premieră pentru Rapid TV. Vom transmite în direct, tot pe canalul nostru de YouTube, meciul din sferturile Cupei României de fotbal feminin. Rapid va primi replica celor de la Csíkszereda, formație de prima ligă. Rapid este singura echipă din Liga a 3-a ce a ajuns în această fază, în sferturi. Parcurs excelent al fetelor noastre.
Și cu această ocazie vom avea șansa de a le vedea la lucru. Și a dat o premieră pentru Rapid. Vom avea fotbal feminin. Chiar sunt curios să le văd pe fete. Apropie, Șușu! Performanță incredibilă, sfertul de final la primul sezon, practic, în care fetele noastre reprezintă Rapidul. Suntem în Liga a treia, însă ne luptăm pentru promovarea în Liga secundă. Momentan, fetele noastre ocupă locul 2 în campionat, după FC Argeș. Însă există în continuare șanse de promovare. Sibienii atacă pe partea dreaptă. Avem această fază, încearcă unul dintre jucătorii sibieni să pătrundă. Blocăm prin Antonio Gagiu și numărul 14, Benjamin Kilhorn, va executa o lovitură de colț pe partea dreaptă. Și sibienii au o galerie. Este un duel al galeriilor. Părinții sibienilor au venit cu o boxă în care au pus un cântec al Sibiului. Interesantă această atmosferă. Frumoasă, pericol la poarta noastră. Foarte atent Darius Văduva la lovitura de cap a lui Lengel. Vă spuneam, acesta este jucătorul cel mai periculos al lui Interstar. Mai sus linia! Patrick! Du-te mă mai sus, mă, un pic! Popa! Linia mai sus! Execută același Lengel de pe partea cealaltă. De minge înaltă în care o să-ți fie atent. Din păcate, este gol. A ieșit pe sub minge Darius Văduva și, sincer, nu știu cine a înscris, au fost foarte mulți jucători acolo. Hai, Bulgare, nu nimic, frate! Bucurie mare pentru Sibieni. A fost o fază la care am fost neatenți și am fost taxați. Minutul 31, sibienii conduc cu 1-0. Da, păcat că a venit acest gol, însă avem destul timp pentru a reveni. Butule, haide! Încredere! Mă spuneam, la rezultat egal se va trece direct la executarea lovitorilor de departajare. Rapid a mai trecut de o serie de lovituri de pedeapsă. În 16-imi am eliminat Bacăul după 0-0 în timpul regulamentar de joc. Însă trebuie să atacăm mai mult. Trebuie să fim puțin mai agresivi. Sibiul este o echipă de bătut. Aruncă de la margine Interstar. Atent Radu Maria. Ține un out fundașul nostru stânga. Mai sus! Florica Drăghici trimite pe Bolohan mai sus. Trebuie să le oferim cât mai multe soluții celor din atac. Centrarea lui Maria, respinsă însă de sibieni. Se luptă acolo Patrick Popa, pasează lui Bolohan, mai departe până la Albu. Centrează Albu, la bara a doua vine Gagiu, însă nu ajunge. Ajunge în cele din urmă, însă scapă mingea în out de poartă. Trebuie să reușim egalarea cât mai repede. Ușor, ușor, probabil că sibienii vor încerca să tragă de timp. Acum portarul Cosma
repune steagul de la colțul terenului. Acesta a fost doborât de Gagiu. Da, se pare că steagul faniolul din colț nu mai poate fi pus. Jocul se va relua, așa. În acest moment timpul începe să se scurgă în defavoarea noastră. Mai sunt 7 minute până la pauză. 0-1 Rapid Interstar. Un gol marcat în minutul 31 de Sibieni. Lenghel pasă bună către Costea, neatentă, capitanul Sibienilor. Bolohan, lung de linie până la Grancea. Hai Grancea! Dogromagiev, mingea însă iese în afară, bulgarul scapă. Mingea în out. Faulta Lenghel. Ne repune mingea în joc Dragoș Vaida, fundașul stâng al Sibienilor. Mingea la marginea careului, periculos, trebuie să-l blocăm. Pasă printre, până la Lenghel, apără foarte bine Darius Văduva, însă foarte ușor au pătruns Sibienii. Nou centrare, Vaida, respinge Radu Maria până la un adversar, vine Săpun. Centrarea lui Săpun respinsă de Alex Șușu. Radu Maria degajează, mingea este deviată și vom arunca de la margine. E nevoie de mai multă limpezime în jocul nostru. Suntem ușor avântați. Acest gol ne-a surprins puțin. Radu Maria scapă mingea în aut și vor arunca Sibienii. Centrarea lui Bârghiș, blocată de Radu Maria și o nouă lovitură de colț pentru Interstar. Continuă să pună probleme jucătorii sibieni. După ce au marcat, rămân foarte periculoși. Toți jucătorii noștri sunt în propriul careu. Minge înaltă, respinge Grancea de la prima bară. Încearcă un dribling foarte bine, rămâne pe picioare atacantul nostru Grancea. Din păcate își prelungește puțin prea mult mingea și scapă balonul în aut. Aruncă de la margine Bârghiș. Atentă, Gagiu recuperează, îi pasează lui Grancea. Grancea însă este puțin cam izolat. Sus! Urcăm cu liniile după linia, după centrul terenului. Păi, repunerea celor de la Sibiu, Săpun este cel care va arunca de la margine. Numărul 71 este de fapt un număr 11 modificat. Au adăugat o bandă adezivă și numărul lui Săpun este 71. Mingea le revine celor de la Sibiu. Ultimele două minute din timpul regulamentar de joc al primei reprize. 1-0 așadar pentru Sibieni după un gol marcat din cu o lovitură de cap, cu o lovitură de colț. Pasă până la Albu, însă iese foarte bine portarul Cosma și reține fără probleme. Era
minge înaltă, sunt primii la minge sibienii, dar recuperăm. Minge aruncată la nimereală de Șușu. Gagiu a încercat să dea drumul repede. Patrick Popa îl are pe Bolohan în dreapta. Carlos Bolohan mai departe până la Albu. Albu a încercat un călcâi nereușit. Mingea revine la Bolohan. Pătrunde în centru, Bolohan rămâne la minge. Pierde și o apărătoare. Din nou Albu. Aruncă de la margine Carlos, cel care își recuperează acum și apărătoarea. Vine lângă el Patrick Mutu, însă rămâne doar Albu. Patrick Popa este cel care primește, pierde Popa, pericol, contraatac pentru sibieni. Sunt 4 contra 4 acest contraatac. Numărul 7 are o poziție bună de șut, întârzie puțin faza și este deposedat de Dogromadziev. Cele din urmă Săpun trimite în aut. Aruncăm repede la margine, Grancea se luptă cu Brânzoiu. Din nou aut. Un minut de prelungire arată arbitrul central. Așadar, un minut până la finalul primei reprize. Luptăm pe partea stângă, însă prea mult ne complică. Trebuie să ne facem jocul mai ușor. Încercăm soluții complicate și nu reușim să punem în pericol poarta lui Cosma. Vă spuneam, o singură fază periculoasă a fost... poate acum, una dintre ultimele faze de poartă ale primei reprize, va arunca de la margine Radu Maria, vine Mutu lângă el și primește dribling scurt al lui Patrick Mutu. Din nou pasă pentru Maria. Dribling reușit al fundașului nostru stânga și vom beneficia de o lovitură liberă de pe partea stângă. Ar putea să fie șansa egalării. Avem jucători destul de înalți. Aceste faze fixe ar putea să reprezinte un pericol pentru formația sibiană. Suntem aproape cu tot efectivul în careul advers. Vedem această lovitură liberă. Minge înaltă la prima bară, Grancea! Cât pe ce se înțepe mingea Grancea. Și în acest moment se încheie prima repriză. Rapid Interstar Sibiu 0-1, gol marcat în minutul 31. Sperăm ca după pauză băieții noștri să revină pe tabelă, să înscrie măcar golul egalizator și vom vedea apoi eventuale lovituri de departajare. Noi revenim după 15 minute de pauză.
Revenim, dragi rapidiști, la partida din semifinalele Cupei Elitelor Under 16 dintre Rapid și Interstar Sibiu. După 40 de minute, atât cât durează o repriză, oaspeții conduc cu 1-0. Singurul gol al primei reprize a fost reușit de numărul 2 de la Țibieni, Marc Brânzoiu, minutul 31, în urma unei lovituri de colț. O primă schimbare făcută de Florică Drăghici, acesta îl introduce în teren pe decarul Nicolas Pena. Cel care a părăsit terenul este Antonio Gagiu, numărul 20. Așadar, încă 40 de minute pentru băieții noștri pentru a obține golul egalizator și apoi sperăm noi victoria. Vă reamintim, în turul acestei semifinale la Sibiu, cele două echipe au terminat la egalitate 2-2. Am condus cu 2-0 atunci prin autogolul lui Tatu și reușita lui Cristian Grancea. Sibieni au egalat prin dubla lui Lengel, cel care joacă cu numărul 10 astăzi, unul dintre cei mai periculoși jucători ai Sibienilor și în prima parte. Patrick Popa este cel care aruncă de la margine până la Patrick Mutu, nou intratul Pena. Momentan nu văd nicio schimbare la Sibieni. Să vă prezentăm așadar și cele două echipe. Interstar în poartă cu David Cosma, numărul 12, jucător de câmp, numărul 2 Marc Brânzoiu, marcatorul golului, 3 Bogdan Pop, 6 David Mogoe, 7 Darius Costea, 8 Robert Tatu, 10 Edmund Lengel, 11 Robert Bârghiș, 14 Benjamin Kilhorn, 28 Dragoș Vaida și numărul 71 Eduard Săpun. Rapid în poartă cu Darius Văduva, un jucător de câmpă, Carlos Bolohan, Alexandru Șușu, Robert Lupașcu, Radu Maria, Patrick Popa, Dimitar Drogromagiev, Mario Albu, numărul 11, numărul 15, Patrick Mutu, din minutul 41, Nicolas Pena, iar în atac este numărul 9, Cristian Grancea, vă spuneam, marcatorul golului secund din partida tur. Prima repriză a fost una destul de echilibrată, oaspeții au reușit să puncteze în momentul 31, în urma unei lovituri de colț. A fost o lovitură de cap a lui Brânzoiu, cel care a profitat de ieșirea nefericită pe sub mingea lui Darius Văduva. Rapid nu a pus de foarte multe ori în mare pericol poarta adversă. A fost un șut al lui Albu, respins cu greu de portarul Cosma. Nici Darius Văduva nu a avut foarte multe lucru. Și a dat un meci echilibrat. Diferența în aceste meciuri echilibrate este făcută, cum a fost și de această dată, de o fază fixă. Trebuie să fim însă mult mai ofensiv, mult mai, să avem o atitudine mult mai bună. Prima repriză nu prea s-a legat mai nimic. Ca să reușim calificarea în finală, avem nevoie de mult mai mult. Să sperăm că la pauză Florică Drăghici a reușit să le ofere jucătorilor cele mai bune sfaturi și că aceștia, bineînțeles, le vor pune în practică. O pasă a lui Șușu, iese resping însă Sibienii. În finală, câștigătoarea din această manșă secundă va întâlni în finală ori Farul Constanța, ori FCSB. În meciul tură, Farul a învins pe teren propriul FCSB cu 2-0. Așadar, constanțenii sunt mari favoriți la ajunge în finală. Sperăm că băieții noștri vor ajunge și acolo. Însă, pentru că acest lucru să se întâmple, trebuie să revenim pe tabelă astăzi. Aruncă Popa până la Grancea. Grancea din nou la Popa. Bun dribling-ul lui Popa. A trimis mingea printre picioarele lui Benjamin Kilhorn. Faultează jucătorul cu numărul 14. Un jucător cu nume de origine austriacă.
Benjamin Kilhorn. Va fi o lovitură liberă de pe partea stângă de carul echipei Nicolas Pena. Rămâne doar Patrick. Vedem ce va duce nou în joc acest jucător. 4 goluri marcate de Pena în campionat. Minge în fața porții, însă foarte bine se înalță Lengel de carul echipei. Sping în cele din urmă Sibieni. A început să bată vântul, să devină tot mai răcoare aici la baza constructorul. Vedem această fază. Pena urmărește foarte bine, intră în careu, pericol la poarta sibiană, va fi o lovitură de colț. Început bun al băieților noștri, se pare că acest decar impulsiona puțin atacul nostru. Trecut 5 minute din partea secundă. Același Pena execută lovitura de colț. Mingea undeva la marginea careului. Ajunge la Patrick Mutu. Mai departe, Radu Maria. Patrick Popa centrează la bara a doua. A fost o greșeală a unui fundaș sibian, însă n-a reușit să profităm și Interstar scapă pe contraatac. Reușește să blocheze pentru moment Popa, rămâne mingea la Sibieni. Ajută-l Patrick, ajută-l Patrick! Respinge Lupașcu și un fault făcut de Săpun la Mutu. Iată, Eduard Săpun îl faultează pe Patrick Mutu. Minge în centru, Radu Maria. Urcă! Lui Lupașcu urcă pe partea dreaptă Carlos Bolohan. Șeptarul nostru pasează lui Pena. Pena îl vede foarte bine pe Patrick Mutu. Îl ajută Popa. Oh, a greșit. A încercat un dribling Mutu, însă a greșit. Contraatac Sibian, blocat în cele din urmă de Robert Lupașcu. Trebuie să încercăm să evităm aceste momente, deoarece sibienii vor încerca probabil să tragă de timp. A fost un hands, mingea îi cade pe braț lui Patrick Popa și va fi o lovitură liberă pentru echipa din Sibiu. Interstar Sibiu, vă spuneam, în sferturi au produs surpriza eliminând Universitatea Craiova cu 2-1. Interstar Sibiu față de echipa noastră este aproape calificată în faza următoare a campionatului. Ocupă locul 2 în seria 3 a play-off-ului. Rapid ocupă locul 4 momentan în seria 2. Avem însă și o restanță de disputat, o partidă cu Farul Constanța amânată pentru 19 aprilie. Minge înaltă în careu. Pericol și, din păcate, este 2-0. Aceeași fază, aceeași greșeală în defensivă. Cred că cel care a scris este numărul 3, Bogdan Pop. Într-adevăr, două goluri aproape identic primite. Două mingi, două centrări, lovituri cu capul și avem un dezavantaj de două goluri. Tot mai greu să revenim pe tabelă, suntem în minutul 49, mai avem 31 de minute la dispoziție pentru a înscrie de două ori și pentru a duce meciul la lovitură de departajare. Se poate și noi am condus cu 2-0 în tur. Am primit apoi două goluri în partea secundă. Însă, din păcate, jocul nostru nu ne oferă foarte multe speranțe momentan. Trebuie totuși să schimbăm ceva. Fault asupra lui Pena, însă mingea este lăsată de arbitru să continue.
Acum Dogromaziev este faultat la mijloc, de această dată arbitrul acordă fault pentru Rapid. Șușu, jucător venit în această iarnă de la Farul Constanța. Patrick Popa foarte bine îl găsește pe Mutu, se întoarce bine Mutu. Rămâne mingea la noi, îl vede Dogromaziev pe partea dreaptă pe Albu. Albu este în care oprește mingea, face un dribling scurt Albu. Încă un dribling, continuă mijlocașul nostru, însă pasa este la marginea careului. Pena blocat în momentul șutului. Mutu încearcă și el un șut. Mingea rămâne la noi, centrează Popa. Foarte bine se apără sibienii, au reușit nou să respingă la marginea careului. Pena ratează momentul șutului și posibilitatea de contraatac pentru Interstar. Degajează Văduva, cere calm de pe margine, într-adevăr ne cam precipităm la acest scor, timpul devine principalul nostru adversar. Greșește Pena această pasă scurtă, Lengel pătrunde. Iată, bune driblingurile lui Lengel, cel care obține o aruncare de la margine. Încă jumătate de oră din această partidă, Rapid Interstar 0-2. Au marcat jucătorii cu numerele 2 și 3, Brânzoiu și Pop, jucători defensivi, ambii în urma unor faze fixe, centrări, lovituri cu capul și, din păcate, cam aceste faze au făcut diferența. În schimb, în afară de aceste goluri, nu au fost foarte multe ocazii la niciuna dintre cele două părți. Însă chiar și așa atmosfera este una frumoasă. Părinții celor două jucătorilor de pe teren se simt bine în peluza din spatele porții apărate de Văduva în această repriză. Foarte multe steaguri rapidiste. Am avut și parte de torțe la începutul acestei meci. Albu nu reușește să ține mingea în joc. Bolohan. Pasă pentru Dogromaziev, pătrunde bulgarul, foarte puternic mijlocașul nostru, mingea ajunge la Patrick Popa, centrare puțin cam lungă, nu. Mingea trece prin fața porții și se scurge în out de margine, out de poartă, scuze, momentul 53. Încearcă suporterii noștri să impulsioneze puțin pe băieți. Într-adevăr, au fost poate puțin apăsați de importanța acestui meci. A fost în fața unei finale de cupă a elitelor. Trebuie un gol, ne trebuie un gol pentru a reveni în joc. Un gol ar fi un impuls moral extraordinar pentru băieții noștri. Pregătește Florica Drăghici, antrenorul nostru, să efectueze o schimbare după ce l-a aruncat în teren pe Nicolas Pena la pauză. Să vedem această pătrundere a lui Albu, vede bine pe Pena, poziție excelentă, bară excelent, a lovit foarte frumoasă faza și finalizarea de carului nostru. Din păcate am avut și ghinion, iată cea mai mare ocazie a Rapidului. Continuăm atacul. Patrick Popa vede bine pe același Pena. Patrick Mutu această dată intră în centru, pasează lui Lupașcu, foarte bine lasă Dogromaziev, din nou Pena încearcă în fața porții o centrare, reușesc însă cei de la Sibiu să degajeze. Momente bune pentru Rapid. Mutu
bulgarul de la centrul terenului. Îl vede pe Albu, pe partea dreaptă. Atent Albu, centrează Pena, singur la marginea careului, însă se complică puțin de carul nostru și le permite sibienilor să respingă Lupașcu. Faultat capitanul echipei, jucătorul cu numărul 6, Robert Lupașcu. Minge, centru careului, Pena la marginea careului. Pasează în spate, însă, până la Popa. Popa mai departe la Șușu. Minge lunga lui Șușu, fără probleme pentru sibieni. Cei care cearcă un contraatac nereușit. Multe pase greșite. Șansă bună pentru numărul 14, Kilhorn. Pătrunde în careu. Șeptarul formației sibiene ratează, Darius Costea. Intervine Văduvan. Văduvan dă drumul repede la joc până la Dogromaziev. Minge lungă la bătaie, Grancea. Grancea însă pierde un tempo și sibienii reușesc în cele din urmă să respingă în out. Un joc foarte avântat. În aceste momente se joacă totul pe cartea atacului. Bună pasa bulgarului până la Albu. Albu caută o centrare blocată, însă și va fi un corner. Cât de curând se va face și o schimbare. Cel care părăsește terenul este Patrick Mutu, jucătorul cu numărul 15. Intră numărul 14, Andrei Sora, jucător de numai 15 ani. Numărul 14, așadar, pentru Andrei Sora. Mario Albu este cel care se pregătește să execute această lovitură de colț. Înalt. Pena are Pena înscrie cu un gol senzațional, stop perfect și un șut aproape de vincul porții lui Cosma. Revenim în joc, 1-2 pentru sibieni. Sibienii conduc cu 2-1, însă acest gol poate să le ofere băieților noștri motivația necesară pentru a înscrie și golul 2. Minutul 57, așadar, gol super marcat de Pena. Este primul gol marcat de Pena în Cupa României, în cel de-al treilea joc. A mai scris de 4 ori în campionat. Așadar, 5 goluri în total în acest sezon pentru blondul de la mijlocul terenului. Foarte bătăios și iată, foarte bine a intrat în joc Pena. O schimbare inspirată a lui Florica Drăghici. Aruncă, dar nu, se face o schimbare acum la Sibieni. Părăsește teren numărul 11, Robert Bârghiș, și intră numărul 98, Darius Damian. Să rea jocul Patrick Popa, din nou până la Pena. Pena, cear călcâiul până la Albu, resping sibienii pentru moment. Patrick Popa, Albu, pierde mingea Albu, recuperează Pena, se luptă, însă sibienii degajează. Calmă Văduva. Minge lungă, se luptă Pena, însă sibienii degajează. Se trece foarte repede de la dintr-un teren în altul. Meciul a intrat așa într-o vrie și rapidiști impulsionați de cei de pe margine caută golul 2, golul egalizator. Vă spuneam, în meciul tur sibienii au fost conduși cu 2-0 și au revenit prin dubla lui Lenghe. Ar fi foarte frumos ca băieții noștri să repete acest lucru și să revină de la 0-2. Dacă partida se va încheia la egalitate,
vom trece direct la lovituri de departajare. Însă, pentru a, ca acest lucru să se întâmple, trebuie să mă înscriem o dată. 20 de minute rămase de joc. Lovitură de colț pentru Oaspeți. La prima bară, neatenție, și este 3-1. Iată, același scenariu, 3 goluri identice luate. Păcat, păcat a fost... A fost niște greșeli incredibile în apărare. Am luat 3 goluri. Aceeași fază repetată la Indigo. Chiar când speram la golul egalizator, a venit această fază. Nici n-am apucat să văd cine a scris. În fine, asta e mai puțin important, să vedem dacă băieții noștri vor mai reuși să revină. Sora, numărul 14, vom beneficia de o lovitură de colț. Execută Sora. Înalt. Șușu nu reușește să trimite spre poartă. Bolohan. Fault la mijlocul terenului. Numărul 14 se resimte, Kilhorn. Tot un fault. Hai băieți, haideți, hai bugare! 19 minute rămase până la finalul timpului regulamentar de joc. 3-1 pentru Sibieni. Este greu să revenim, însă nu este imposibil. Timp ar mai fi, se grăbește goalkeeperul nostru, Darius Văduva. Pressing avansat al sibienilor. Reușim însă să degajăm mingea până la Grancea. Stop bun al lui Grancea. Pune mingea jos. Pasează către Sora. Cele din urmă vom arunca de la margine. Anto! Anto! Haide! Vom vedea o nouă schimbare. Este chemat de la încălzire Andrei Antonescu. Un jucător... care a evoluat la under 15. Pena până la Sora. Sora încearcă o centrare, nu a fost deviată. Mingea a fost centrată prin spatele porții și va fi o repunere din careul mic pentru Sibieni. Sibienii mută și ei. Pregătește să intre un jucător foarte înalt, un jucător de forță, Robert Frățilă, numărul 24. Părăsește terenul numărul 14, Benjamin Kirhor, unul dintre cei mai buni jucători ai sibienilor. La Rapid intră numărul 18, Andrei Antonescu, jucător de 15 ani. Iese bulgarul Dimitar Dogromadziev. Vedem ce va aduce nou în joc Antonescu. 3 meciuri jucate de Antonescu în acest sezon, fără gol marcat. Se reia jocul Grancea. Cercăm cu două vârfuri. Antonescu este atacant. Totul pe cartea atacului. Asta este singura șansă a Rapidului. Trebuie să punctăm de două ori pentru a ajunge
La lovitură de departajare și să nu mai primim, bineînțeles, gol. A fost un șut al lui Robert Tatu, cel care în meciul tur a înscris în proprie poartă. Patrick Popa, minge lungă până la Antonescu. Lupașcu aruncă o minge până la Pena, minge la marginea creierului Antonescu. Nu se descurcă atacantul nostru. Sora pasă până la Bolohan, pătrunde Bolo, însă este blocat. Din nou Sora nu reușește să treacă de Vaida. Sibienii au lăsat și veleitățile ofensive, se apără. Încearcă să profite pe contraatac oaspeții noștri, însă avantajul de două goluri este unul foarte bun, ținând cont că mai e un sfert de oră până la final. Lengel față în față cu Popa, blochează Popa. Aruncă de la margine Eduard Săpun, numărul 71. Nu se grăbesc sibienii, normal, au un avantaj de două goluri. Încearcă să descurce Albu. Aruncare de la margine pentru Rapid, chiar dacă oaspeții au cerut un foul. Același Albu prelungește mingea până la Antonescu, însă mingea ajunge la Sibieni, cei care aruncă mingea în față. Antonescu, Albu, scapă mingea. Foarte multe, foarte multe greșeli. N-au mers foarte multe în jocul nostru astăzi. Poate apăsați și de importanța acestui meci, o finală. O finală pentru acești tineri jucători. Este o performanță extraordinară. Din păcate, ne îndepărtăm tot mai mult de acest obiectiv. Aproximativ 13 minute până la final. Trebuie să scriem de două ori. A fost un moment foarte bun odată cu golul lui Pena. Însă am primit apoi golul 3. Foarte repede, am reușit să punem presiune pentru a egala. Trei goluri identice, centrări, lovituri cu capul din centrul careului, din 6 metri. Păcat, dar trebuie să luptăm până la capăt. Un fault. Ai noștri nu renunță, cel puțin staful de pe margine încurajează în continuare pe băieți. Grancea, chiar că sprângească până la Pena, mingea ajunge la Sibieni. Lengel, Lengel ține de minge, atacat de Patrick Popa. Reușește Popa foarte bine să recupereze. Negazează Șușu, Antonescu. Este faultat, însă mingea rămâne la Pena. Întoarce avantajul central acestei partide și vom beneficia de o lovitură liberă din propriul teren. Popa, Popa până la Albu, bun driblingul lui Albu, însă revin sibienii și trimit în out. Antonescu, Antonescu, hai Antonescule! Rămâi! De sus, de sus! Șușu schimbă partea până la Sora, Sora mai departe la Bolohan, Bolohan cearcă să pătrundă, reușește pentru moment. Rămâne mingea în teren, în fața porții Grancea, lovitură de cap, însă n-a avut poziția cea mai bună.
a fost jenat de un adversar și lovitura sa de cap a ajuns în brațele portarului Cosma. Degajează portarul sibienilor. Încearcă să se lupte Carlos Bolohan. Mingea rămâne la noi. 7 goluri marcate de jucătorul cu numărul 7, Carlos Bolohan, între marcatorii cei mai buni ai Rapidului în acest sezon. Golgheterul echipei este Lucas Drăghia cu 20 de goluri marcate în campionat și unul în cupă. Din păcate, Drăghia a fost suspendat pentru 3 etape după meciul din Optim, când a fost eliminat direct, meciul cu Craiova. Ar fi fost nevoie de Drăghia. Speram să revină pe teren în finală. Din păcate, va fi tot mai greu să prindem finala. 10 minute aproximativ până la final. Suntem în dezavantaj de 2 goluri. Iată, numărul 7 se luptă, însă recuperăm Albu. Foarte bună pasa lui Albu pentru Antonescu. Antonescu pe partea stângă. Vedem dacă face intrare, da, o face Sora. Sora are o poziție bună, însă iese din careu. Pasează greșit Sora și această fază, ce se anunța periculoasă, se răcește, centrează Popa. O nesincronizare a doiarului, marcatorul primului gol, Brânzoiu. Și vom beneficia de lovitură de colț. Un gol acum ar reaprinde speranțele noastre. Același Mario Albu, centrare lungă, mingea depășește însă tot pâlcul de jucători din careu și iese în aut de margine. Minutul 72, mă reamintesc, se joacă 80 de minute, două reprize recte, 40. Șușu în duel cu Lengel, ajută și Maria. Patrick Popa, o nouă minge lungă a lui Popa, fără probleme însă pentru Sibieni. Au fost foarte multe mingi aruncate la bătaie. Jucătorii de la Interstar n-au avut mari probleme cu aceste mingi lungi și în alte. Construim, încercăm să înscriem golul 2, un gol care n-ar putea readuce speranțe pe final. O minge periculoasă în fața porții, păcate nu ajunge Grancea. Grancea este la meciul 3 pentru Rapid, toate meciurile au fost în cupă. Am scris o singură dată meciul din tur, acel 2-2 de la Sibiu. Degajează Cosma. Bolohan. Neatent Bolohan. Șansă bună pentru Sibien pe partea stângă. Lengel întoarce la numărul 8. Robert Tatu. Execuție greșită lui Tatu. Degajează Văduva. Mario Albu foarte activ, acest jucător cu numărul 11. Mario Albu, între cei mai buni jucători ai Rapidului. S-a stins în ultimele 10 minute Nicola Spena, cel care a intrat foarte bine la pauză. A marcat și golul nostru. Însă după gol n-a mai fost atât de prezent în joc. Antonescu se luptă cu adversarii, însă nu reușește să câștige mingea. Iată-l, portarul Văduva se grăbește. Sunt momente în care îți dorești foarte mult și din cauza presiunii timpului nu e cele mai bune decizii. Lasă-l pe acolo!
6 minute rămase din joc. Continuare 1-3. Sibiu cu Rapid cu Sibiu. Băieții noștri vor juca în campionat, vor reveni în campionat sâmbătă. Deplasare la Progresul Spartac de la ora 10. Formațiile Under 17 și Under 18 vor juca duminică. Echipa de tineret de la 12, iar formația Under 17 de la ora 14 pe terenul celor de la Sport Team. Echipa mare va juca abia luni seara la Sfântul Gheorghe cu Sepsi în etapa a treia a play-off-ului. Și săptămâna viitoare, vă spuneam, miercuri, în semifinalele cupei Under 17, un meci foarte tare pe terenul celor de la CSEA Steaua, meci eliminatoriu cu o singură manșă. Vom încerca să transmitem și acel meci. Vă vom ține la curent, urmăriți în continuare rețelele sociale ale Rapidului și vă mulțumim că sunteți în număr foarte mare alături de noi, urmărind acest meci și, în general, transmisiile de la Rapid TV. Cercăm atacuri finale, sperăm două goluri, deși este foarte, foarte greu de crezut că reușim, că vom reuși să întoarcem acest scor. 1-3 este în continuare, minutul 76, 4 minute până la finalul timpului regulamentar de joc. Atac pe partea dreaptă, două schimbări făcute de Sibieni. Probabil că va mai trece cel puțin un minut. Iată arbitrul, nu știu ce vrea să facă. Între jucătorii Sibieni au vrut să iasă, arbitrul l-a oprit. Numărul 7, capitanul echipei Costea, va ieși pe partea opusă. Și numărul 98, cel care a intrat în repriza a doua, Darius Damian. Intră numărul 13, Jonathan Morhan. Și numărul 17, Tudor Deac. În aceste schimbări, probabil că încearcă antrenorul Young să le ofere și acestor doi jucători minute în teren. E greu de crezut că aceste schimbări vor mai putea schimba ceva. Ultimele 3 minute ale partidei. Centrare, mingea la marginea careului, respinsă însă de Sibieni. Bolohan degajează văduva, respinge însă Sibieni. Încearcă Maria, foarte multe mingi aruncate la bătaie. Nu am reușit să desfacem jocul sibian cu pase scurte, cu pase pe jos. Mingi lungi, încă una la bătaie. Grancea, are șansă bună Grancea. Talonat de numărul 6, David Mogoe. Grancea nu reușește să trimită cum și-ar fi dorit. Degajează Cosma. Pena, atent, marcatorul singurului gol rapidist. Intervine Lupașcu, Sora, o șansă bună pentru noi. Sora încearcă un dribling, îi pasează lui Pena, însă mingea este degajată de Sibieni. Lenghel se luptă cu Popa, mingea rămâne la noi, arbitrul lasă jocul să continue. Maria îl vede bine pe partea stângă pe Patrick Popa, o nouă centrare. Din păcate, aceste pase lungi și centrări n-au avut niciun adresant. Au fost foarte multe mingi pierdute din aceste centrări. A lipsit foarte mult vârful Drăghia. Dacă
Grancea. Bolohan. Bolohan pe partea dreaptă mai încearcă un atac. Ultimele secunde. În păcate, pare că calificarea a fost pierdută. Ne-am dorit foarte mult această finală, însă jocul nostru de astăzi nu ne-a oferit motive pentru a spera la o finală. Sibienii au fost exacti, n-au avut nici foarte multe ocazii, însă au profitat de fazele fixe și au punctat de 3 ori. Grancea nu reușește stopul. Albu, din nou Albu, fața porții, respinge însă sibienii. 3 minute de prelungiri. S-au mai văzut miracole, să sperăm în ele. Aruncă Popa de la margine până la Șușu. Centrarea lui Șușu, Grancea, bună lovitura de cap a lui Sora. Bine, n-a fost bună, a fost bună apariția lui Sora. Din păcate, peste poartă și Cosma pregătește de degajare. Să sperăm că lucrurile vor sta altfel la Under 17, în Cupa Elitelor, săptămâna viitoare, când vom juca împotriva celor de la CSA Steaua. Vom lupta atunci pentru un loc în finală. Semifinalele Cupei României Under 17 se vor juca între CSA Steaua și Rapid. Pe de-o parte, Craiova și Cixera, da? Pe de altă parte, ninge înaltă, respinge Pop, care a scris golul 2. Un fault asupra nou intratului Deac. Nu era Morhan. Oricum, felicitări băieților noștri pentru acest parcurs. A reușit să treacă de Bacău, de FCU Craiova, de LPS Suceava. Din păcate, drumul nostru se oprește în semifinalele competiției. Vă reamintim însă că vinerea viitoare, fetele noastre de la echipa de senioare vor juca pe teren propriu în sferturile de finală ale Cupei României contra lui FK Csíkszereda, într-un meci transmis în direct pe Rapid TV. Va fi o premieră, un meci al fetelor. O performanță senzațională a formației de fete calificate în sferturile de finală din Liga a treia. Centrare, Sora nu reușește preluarea. Am pasă bună, a avut o șansă bună Pena, marcatorul golului. Nu și-a făcut însă foarte bine pașii și arată șansa golului 2. Lengel pierde mingea. Lengel pierde, este blocat și obține un out. Nu se grăbesc să execute acest out sibienii. Ultimele secunde, probabil că arbitrul va fluiera cât de curând. Aruncare de la margine. Respinge Șușu. Și în acest moment fluier final al partidei, final de drum pentru Rapid Under 16 în Cupa României. Îi felicităm pe băieții noștri pentru acest parcurs. Din păcate, astăzi sibienii au fost mai exacti, au fost mai atenți, au înscris de 3 ori, în 3 faze fixe. Pentru noi a marcat Pena, însă nu a fost de ajuns. Din păcate, pierdem acest meci, însă ne revedem cu băieții noștri săptămâna viitoare la Under 17, atunci în semifinala cupei. Până atunci, Alex Paraschiv și Sorin Mănăstireanu vă urează o săptămână frumoasă în continuare și hai Rapid!